Wacom a lansat de curând în cadrul evenimentului CES noua lor tabletă grafică numită Wacom One 13, care, din punctul meu de vedere până în acest moment, mi se pare că este cea mai accesibilă tabletă de acest fel. Asta pentru că oferă o mulțime de beneficii, cât și posibilitatea de conectare cu un telefon cu Android pe lângă Windows și macOS ca restul tabletelor grafice. Ei bine, pentru toți cei care n-ați auzit de acest brand Wacom, cât și de denumirea de tabletă grafică, urmăriți acest video până la final, deoarece veți învăța lucruri noi, cât și veți fi tare surprinși pe cum am fost eu, deoarece nu mă așteptam să fie atât de tare o astfel de tabletă și că poți face atâtea lucruri, încât pot să o denumesc fără nicio emoție ca fiind o unealtă. Dar până atunci, apasă butonul de abonare și activează clopoțelul de notificări. Eu sunt Mihai și să nu mai pierdem timpul, să-i dăm drumul! Wacom este o companie japoneză cu sediul în Kazu, Saitama din Japonia, specializată în tablete grafice și produse conexe. Ce este o tabletă grafică? Denumită și pen pad, digitizer sau suprafață de digitalizare, este alcătuită dintr-o suprafață pe care artistul poate desena sau contura o imagine cu un stylus. Doar că avantajul nostru cu acest model de la Wacom este că dispune de un display mare de 13 inch Full HD cu un color gamut de 72% pe NTSC, cât și ne mai dă posibilitatea să edităm și videouri și nu doar imagini. Care sunt cele mai importante aspecte la o tabletă grafică și de ce trebuie să ții cont când îți iei una, voi explica chiar acum. Păi în primul rând, ecranul tabletei trebuie să fie corelat cu dimensiunea monitorului pentru că mișcările mici de mână vor duce la salturi mari ale cursorului, rezultând spre final ca precizia desenatului cât și a selecției de obiecte vor avea de suferit. Acest lucru deja găsim la Wacom One 13 deoarece vine cu un ecran de 13 inch cu o rezoluție de 1920x1080 și anti-glare, putând desena sau edita chiar dacă ne bate lumina în ecran fără să ne incomodeze acest lucru. Un alt lucru de care să ținem cont și pe care această tabletă o are este lines per inch sau LPI, cum se mai prescurtează. Cu cât numărul este mai mare, cu atât mișcările stylusului vor fi mai corect transpuse în mișcare pe ecran, iar acest model deja are 2540 de LPI, unde a ajuns pentru crearea desenelor la nivel de detalii. Apoi trebuie să fiți atenți la nivelul de presiune al stylusului. Măsurătoarea presiunii se începe de la 1024 și ajunge la cele mai performante modele, undeva la 8192. Pe modelul nostru Wacom One 13 avem un nivel peste tabletele care dispun de un preț ceva mai mare față de aceasta, cu un nivel de 4096. Ce reprezintă acest nivel? Păi este simularea unui creion, pensule, a unui marker sau cu cât apeși pe suprafața ecranului, cu atât linia formată de stylus va deveni din ce în ce mai groasă. Și se pare că se descurcă foarte bine modelul nostru de la review. Ce trebuie să mai țineți cont este să dispune de tilt sensitivity, care are rol de a simula și mai bine urmele lăsate precum a unei pensule sau a unui stilou. Modelul nostru deja vine cu această funcție și vine cu un unghi de 60 de grade, iar rezultatele în urma înclinării sunt asemănătoare unei pensule pe o planșă de desenat. Iar poate cel mai important obiect la o asemenea unealtă de desenat este stylusul. Asta pentru că stylusul, cu cât este mai ușor, mai subțire, cât și mai smart, și mă refer să fie sensibil la presiune, să fie fără fir, fără baterii deoarece se folosește de o tehnologie cu rezonanță magnetică, cu un comutator lateral personalizabil, cât și cu un unghi de înclinare mare, vei putea desena sau edita ore în șir. Iar toate cele numerate le regăsim și pe modelul acesta. Iar pe lângă cele spuse, producătorul mai adaugă și câteva vârfuri de rezervă, deoarece vor ajunge să se tocească, un lucru de apreciat. Un alt aspect important pentru persoanele care desenează în aer liber trebuie să țineți cont și de greutatea tabletei, deoarece cu cât este mai mare, clar va fi și mai grea, iar modelul nostru cântărește doar un kilogram, ceea ce o face foarte ușor de transportat într-o simplă geantă sau ghiozdan, pentru că suportul din spatele tabletei este pliabil. Ce-mi place la modelul acesta comparativ cu o tabletă convențională este calitatea materialelor din care este realizată aceasta. Nu se îndoaie, colțurile sunt rotunjite și fine și îți dă un feeling de un produs premium. Tableta grafică Wacom One 13 va veni la pachet împreună cu un cablu ce se conectează atât în tabletă cât și în PC sau laptop, respectiv un HDMI, un USB, o mufă USB Type-C și un adaptor ce va trebui să-l țineți mereu în priză.
Toate aceste cabluri sunt necesare, deoarece tableta nu vine cu niciun sistem de operare și transferă interfața unui monitor de la PC, laptop sau telefon cu Android direct pe aceasta. Doar că pentru a vă conecta cu telefonul la tabletă vă va trebui un adaptor pentru acea mufă HDMI sau USB. Instalarea driverului a fost foarte ușor de realizat. Tot ce a trebuit să fac este de a-mi conecta tableta la laptop și de a-mi instala driverul de pe site-ul wacom.com sau de pe adresa de pe manualul de utilizare. Apoi îți va da posibilitatea customizării diferitelor setări, cum ar fi dacă e stânga sau dreptaci, cât de tare sau cât de încet vrei să apeși cu stylusul pe ecran, pentru a vă seta programul de editare ca default, luminozitatea ecranului și multe alte setări interesante pe care le are această tabletă. Ce mai poți face cu această tabletă? Poți lua notițe, poți edita sau corecta fotografii, crea ilustrații, edita videouri, picta, design grafic și multe altele. Ca un mic indiciu, mă bucură că această tabletă poate fi conectată și la o baterie externă în caz că nu aveți la îndemână vreo priză, ceea ce o face să fie o tabletă grafică extraordinară. Ca o concluzie finală despre această tabletă grafică de la Wacom este că își merită banii deoarece îți oferă specificații peste tabletele grafice care au același preț ca și aceasta. Este realizată din materiale de calitate, este ușoară, dispune de un ecran mare, are un stylus foarte deștept, cât și oferă un nivel de desen excepțional grație specificațiilor bune pe care vi le-am spus puțin mai devreme. Sper că v-ați făcut o impresie despre această tabletă grafică de la Wacom, modelul One 13 pe care am avut-o la review. Nu uitați să vă abonați și să vă activați clopoțelul pentru notificări. Eu sunt Mihai, ne auzim pe data viitoare, pe curând!